Aflată la doar câteva minute de municipiul Giurgiu despre Comuna Frătești, se poate spune că este o comună cu potențial, care poate profita de așezarea ei. Pentru a afla mai multe despre proiectele care se regăsesc în faza de desfășurare, am mers la Primăria Comunei Frătești, unde am stat de vorbă cu Gabriel Pană, primarul localității. Unul dintre cele mai importante proiecte este cel legat de asfaltarea satului Remuș, fiind de altfel și primul subiect pe care l-am abordat. Proiectele care nu se desfășoară sunt oprite în general din cauza vremii, nu sunt probleme cu documentele sau de altă natură. Avem un buget valid din luna februarie, am început să lucrăm. Eu este un pic afectat bugetul de creștere a utilităților, aici vorbim de gnatul public, de gunoi, mă rog, și de alte care ne-au afectat puțin, dar le vom rezolva. Ca și proiecte mari în derulare, avem cele două asfaltări din Remuș care continuă. Ritmul nu este într-adevăr cel care trebuia, dar le vom finaliza ambele anul ăsta. De asemenea, la Primăria Comunei Frătești există în plan și alte două proiecte de asfaltare. De data aceasta, satul vizat fiind Frătești. Vom derula și două proiecte de asfalt pe Frătești. Unul împreună cu CJ, cu Consiliul Județean și cu Comuna Daia. Vom asfalta de aici de la școală și vom ieși cu asfalt până la pod la Daia. Adică vom lega practic DN5 de drumul de exploatare agricolă care l-am făcut noi și vom ieși în DN5B numai cu asfalt. Asta include și o stradă din strada Dăii, din comuna noastră, de 1,2 km. Un alt proiect important este pe Afir, unde asfaltăm 5 străzi din satul Frătești. Școlii Bărănoi, Muzicii, Sfântul Gheorghe și Sfânta Ecaterina o parte. Proiectul este în faza de aprobare și sperăm să-l implementăm anul ăsta. Printre proiectele care se vor finaliza anul acesta în Comuna Frătești se numără și proiectul legat de iluminatul public al localității, pentru care au fost achiziționate 700 de lămpi cu LED. De asemenea, un alt proiect care vizează elevii din Comuna Frătești este legat de eficientizarea școlii mari din Frătești. Un alt proiect care se derulează chiar este cel cu LED-ul, iluminatul cu LED. Deja au fost aduse lămpile, avem 700 de lămpi noi, moderne, consum mic, cu telegestiune, care se vor monta până luna martie se va închide proiectul. Mai avem proiectul de eficientizare energetică a școlii din Frătești, școala mare din satul Frătești. Acest proiect include înveloparea școlii, acoperiș nou, tâmplărie PVC, instalații noi, pompe de căldură. Este un proiect finanțat pe AFM cu 3 milioane de lei. Primăria Comunei Frătești are un lucru, un alt proiect care va fi depus în luna martie la Asociația Fondului de Mediu. Prin acesta se va realiza extinderea rețelei de canalizare din satele Cetatea și Bălănoaia, sate pentru care se va realiza încă un proiect pentru asfaltare. Depunem în luna martie, se deschide tot pe Asociația Fondului de Mediu și depunem extindere canalizarea Cetatea și Bălănoaia. Aici avem în vedere și proiecte de asfaltare pentru ambele sate. Un alt proiect important despre care primarul Comunei Frătești, Gabriel Pană, ne-a vorbit este cel legat de rețeaua de gaze naturale, pentru care în această perioadă sunt realizate mai multe studii. În toamnă s-a aprobat prin hotărâre de guvern suma pentru proiectul de gaze. L-am lăsat intenționat la sfârșit, că aici este un pic mai complicat. Avem suma, avem banii, dar nu e așa simplu. Acum suntem în faza în care am început documentațiile. Documentațiile includ studii topo, cadastrări, studii geo, studii de fezabilitate, care sunt foarte costisitoare. Astea sunt numai pe bugetul comunei și pun o mare presiune pe bugetul nostru aceste cheltuieli. Am dat drumul documentațiilor, suntem la faza de studiu topo și studiu geo. Și sperăm ca în maxim o lună de zile să depunem documentația pentru a semna contract de finanțare pe Angel Salini pentru proiectul de gaze. Aici avem 10.200.000 alocați prin hotărâre de guvern. Spre finalul interviului am discutat cu primarul Comunei Frătești, Gabriel Pană, despre anul electoral în care ne aflăm. Mai exact despre planurile pe care acesta le are stabilite pentru viitor. Bineînțeles că voi candida, mai doresc un mandat. Nu am reușit să terminăm ce am început, era și normal, orice proiect european durează minim 4 ani ca să-l implementezi, de când depui până închizi, minim 4 ani și atunci, da, eu am 3 ani și un pic de când sunt aici. Unele proiecte nu am reușit să le terminăm,
Am depus și altele, depunem în continuare. Din experiență, acum pot să spun că trebuie minim două mandate ca să-ți la îndeplinire în mare parte în ceea ce ți-ai propus. Pe urmă vom vedea după cele două mandate. Eu sper să ajungem undeva unde trebuie, adică să avem o comună cu toate utilitățile, adică asta însemnând inclusiv gaze. Da. Asfalt. Să sperăm că anul ăsta să asfaltăm mare parte și din satul Frătești, să continuăm până cu celelalte două sate, după ce închidem canalizarea, Bălănoaia și Cetatea, și la sfârșitul acestui mandat să avem apă, canal, asfalt și gaze în marea parte din cele patru sate. Ăsta este un țel, mă rog, aproape, poate al oricărui primar, dar se poate realiza și avem o comună care merită chestia asta. E o comună cu potențial de dezvoltare, avem două proiecte care le-am uitat. Este cadastru sistematic, care suntem cu el aproape de final. Probabil în aprilie, toți cetățenii comunei vor avea cărți funciare, intravilan 100% și extravilan 700% în extravilan. Repet, sper că în aprilie să iasă toate aceste cărți funciare. Am avut multe probleme, multe necalități. Avem cadastru sistematic aproape de încheiere și este un lucru cu care mă mândresc. Suntem în procedură de modificare a pugului, adică mărim foarte mult intravilanul. Vom avea peste 500 de hectare noi de intravilan, adică acum avem 700, vom avea vreo 1200. Ne afectează un pic din punct de vedere al agriculturii investițiile din comuna noastră, dar vom avea o infrastructură dezvoltată pentru o comună. Adică mă refer aici la centura care este gata, va începe și centura nouă către vest, care merge către Slobozia, se va electrifica și se va dubla calea ferată Giurgiu-Rădulești, am semnat deja expropriările acolo, urmând în acest an să înceapă și documentațiile pentru dublare și electrificare calea ferată Giurgiu-București, care am înțeles că va fi dată în folosință în stadiul actual cu un singur sens, într-o lună de zile maxim vom avea fi funcțională. Urmând, repet, a se dubla și se va electrifica în următorii ani. Vom avea o comună cu o infrastructură dezvoltată, o comună cu potențial, repet, care merită să avem toate utilitățile. Asta este o promisiune către cetățeni pentru următorul mandat.